Bună ziua! Mulțumesc! Astăzi o să avem o declarație de presă. După știrile de ieri știu că PSD sunt încă buimaci, ei caută o conferință de presă, nu este o declarație de presă și este la guvern. Aseară au fost confirmate prin anunțul agenției de rating Standard & Poor's toate eforturile acestui guvern din ultimele luni de zile. Cele înainte de criză, dar mai ales cele din timpul crizei. În contextul în care mai multe țări au avut retrogradări ale ratingului, au avut schimbări de outlook, României i s-a reconfirmat ratingul de investiții, investment grade, și cu același outlook. Astăzi am să vorbesc puțin despre acest rating, ce înseamnă pentru noi și cum a fost și cum s-a ajuns aici. Și apoi am să vorbesc puțin despre situația economică în care ne aflăm după 5 luni de zile în acest an și despre cum au fost cheltuiți banii în mai. Așa cum am obișnuit, în fiecare lună voi prezenta cum au fost cheltuiți banii, pentru că trebuie să știți de ce ne împrumutăm și unde se duc acești bani. Despre rating. În primul rând, este clar că încă un scenariu apocaliptic a fost demontat aseară. Teroriștii economici din Parlamentul României încă o estimare a acestora a fost demontată aseară. În primul rând ne spuneau, țineți minte, că vor fi pline stadioanele cu zeci de mii de victime. Guvernul a gestionat foarte bine criza de sănătate, așa ceva nu s-a întâmplat. Ne spuneau că economia se prăbușește, România este țara cu creștere economică cea mai mare din Uniunea Europeană în primul trimestru. Ne spuneau că nu mai împrumută nimeni acest guvern, am ieșit pe piețe internaționale, am avut cea mai de succes emisiune de obligațiuni, cel mai mare interes pentru o emisiune de obligațiuni a investitorilor în această perioadă, dintre toate țările care au participat. Și acum ne spuneau până ieri că vom fi penalizați, că vom fi retrogradați, nu s-a întâmplat așa ceva. Și agenția de rating spune foarte clar care au fost motivele pentru care a păstrat ratingul de țară. În primul rând, încrederea în acest guvern. Este încredere în oamenii acestui guvern, în acest guvern, în politicile acestui guvern. Este foarte clar stipulat în raport. În al doilea rând, se spune foarte clar faptul că am reușit să convingem investitorii străini prin acea emisiune de obligațiuni în număr foarte mare, un număr record pentru această perioadă, a reprezentat un impuls și pentru agenția de rating de a evalua situația. Și bineînțeles, creșterea economică din primul trimestru, care a resetat toate modelele macroeconomice, așa cum vă spuneam. În același timp, agenția de rating, dar nu numai, toată lumea este atentă la ce face acest guvern în perioada următoare. Cum trecem peste perioada următoare? Pentru că știți foarte bine, într-un an electoral, și este foarte bine stipulat și în acest raport, dar și în mai multe rapoarte, lucrurile pot deveni volatile. Ce pot să le garantez, nu agențiilor, dar dumneavoastră ce pot să vă garantez, este că în continuare acest guvern și Ministerul Finanțelor Publice va gestiona finanțele României precaut, responsabil, cu discernământ. Totuși am văzut că sunt discuții despre perspectiva negativă și ni se spune că această perspectivă este responsabilitatea acestui guvern. Niciodată n-a fost așa. Toate agențiile de rating, și am să citez din rapoartele acestor agenții de rating, au spus foarte clar de unde vine acest outlook, această perspectivă negativă. Atunci când s-a întâmplat, S&P ne spunea: finanțele României au fost administrate îngrozitor de prost în ultimii ani de guvernele socialiste. Adică socialiste mă adăugat eu, dar de guvernele anterioare. Creșterea nesustenabilă a cheltuielilor din ultimii 3 ani, asta ne spune Fitch. Și în engleză, ca să fie foarte clar pentru toată lumea, poor fiscal management in recent years. Asta în ciuda eforturilor ale administrației actuale de a îmbunătăți managementul finanțelor publice. Deci această perspectivă negativă nu este responsabilitatea acestui guvern. Dar ce vă garantez eu, așa cum am reușit să oprim această retrogradare prin acțiunile acestui guvern, vom reveni la perspectiva stabil cât mai curând. Tot ceea ce vom face în perioada următoare va duce, veți vedea, la revenirea perspectivei stabil pentru România la toate agențiile de rating. Acesta este primul pas în direcția corectă. De ce este așa de important acest rating de țară? Pentru că sunt beneficii importante nu doar pentru guvernul României.
sunt beneficii pentru toți cetățenii României. Da, este important, ratingul de țară permite României să se împrumute de pe piețele internaționale. Nu este vorba numai de cost. Reducerea ratingului ar fi însemnat că am fi fost eliminați pe piețele internaționale, indiferent de cost. Acest guvern a reușit și asta este o premieră în ultimii 30 de ani în România, dar și când ne uităm la nivel global, să finanțeze un deficit bugetar estimat de 6,7% fără ajutorul unei instituții internaționale, doar din piață. Acest lucru este o premieră și trebuie menționat. Revenind, beneficiile. Da, scad costurile pentru Ministerul Finanțelor Publice și în principiu pentru toți cetățenii. Da, Ministerul Finanțelor Publice poate să se împrumute pe piețe internaționale, rămânem acolo. În același timp, băncile din România, toate instituțiile care vor să se financeze, au acces la finanțare mai ieftină. De aceea este important acest rating. Nu este doar o legătură cu ce face guvernul. Efectele sunt pentru toți românii, pentru toți cetățenii României, toți cei care astăzi încearcă să iau un împrumut de la IMM Invest, încearcă să iau un credit pentru o casă, o companie care încearcă să ia un împrumut să se financeze. O retrogradare a ratingului ar fi însemnat ca toate aceste proiecte să fie oprite pentru că aceste coste de finanțare ar fi crescut, iar băncile de România n-ar mai fi avut acces la finanțare. De aceea este foarte important să înțelegem că acest rating și ceea ce facem când ne judecă cei de afară nu are doar implicații pentru noi, cei din guvern, are implicații reale pentru toți românii. Deci am reușit să convingem agenția de rating S&P și le convingem și pe celelalte că suntem un guvern responsabil și că nu ne batem joc de finanțele României. Mai mult, o retrogradare ar fi însemnat o presiune mai mare pe curs. Eu vă spun că în acest moment veți vedea un interes mai mare al investitorilor pentru România. Bineînțeles că cursul valutar este determinat de piață, dar astăzi suntem mai importanți pentru investitori și asta înseamnă că trebuie să vedem cât mai multe investiții în România, ceea ce ar trebui să reducă din presiunile de depreciere pe moneda națională. Vom vedea acest lucru în perioada următoare, dar este un semnal pozitiv pentru toți investitorii ce această semnal al agenției de rating și, repet, vom corecta și perspectiva prin acțiunile pe care le vom adopta în perioada următoare. Această evaluare vine într-un context dificil, puțin spus, într-un context de criză economică globală majoră. Așa ceva nu am mai văzut în ultima 100 de ani. Este foarte greu să găsim un asemenea șoc negativ pentru economia globală, nu doar pentru economia României. Totuși am reușit să menținem acest rating. Repet, sunt alte țări în Europeană, țări mai mari, care au avut ratingul retrogradat în această perioadă de aceste agenții, ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru acele țări. Dar aș vrea să fac acum trecerea la situația economică. Pentru că este o situație, la începutul acestei perioade, abundau scenariile apocaliptice despre ce se întâmplă cu România, despre criza economică și ni se arătau tot fel de scenarii cu o economie care se va prăbuși. În primul trimestru, știți foarte bine, avem cea mai mare creștere din Uniunea Europeană și estimările recalibrate ale Comisiei Europene arată că România, chiar dacă este o contracție a economiei mai mare decât o estimăm noi, este sub ceea ce se întâmplă în restul Europei. Deci până și Comisia Europeană vede o contracție a economiei, dar nu vede o contracție la fel de mare ca în restul Europei. Măsurile pe care le-am luat, și aș vrea să le menționăm pe scurt astăzi și le-am luat la început, programul IMM Invest, șomajul tehnic, amânarea ratelor la plată, toate au dat rezultate și se vede astăzi. Dar cel mai important, și este o informație pe care vă aduc astăzi în premieră, cel mai important este că indicatorii de încredere aferenți lunii mai semnalează o revenire a economiei românești peste alte state din regiune. Și dacă vă uitați la acest indicator, este publicat de Comisia Europeană, veți vedea că România este țara în care încrederea crește. Este o încredere care vine în special de la agenții economici, de la agenții economici în perspectivele acestei economii, o încredere pe care noi trebuie să o susținem cu eforturile de la buget și știți foarte bine că urmează un plan economic de investiții. Și, în ultimul rând, astăzi să vorbim despre cheltuielile lunii mai, pentru că
Există în spațiu public această discuție despre împrumuturi. Și de fiecare dată voi spune că atunci când ai deficit, trebuie să-l finanțezi de undeva. Socialiștii ce făceau? Amânau facturi. Și așa reușeau să mai reducă din presiunea deficitului. Nu plăteau facturi. Atunci când am venit la guvernare, în noiembrie anul trecut, erau un stoc de 3 miliarde de lei doar la decontarea concediilor medicale. Vă spun că astăzi am plătit cele 3 miliarde de lei, bineînțeles că au apărut alte concedii medicale, dar am reușit să plătim acele 3 miliarde de lei. Nu mai spun de PNDL sau de rambursare TVA. Erau facturi neplătite, așa se făcea, așa se reducea deficitul. Noi nu facem acest lucru, plătim facturile la timp. A doua metodă, care iarăși era o favorită a socialiștilor, e de a crește taxele. În primele momente când am venit la guvernare, știți foarte bine că am eliminat și supraaccize, și TVA split, ordonanța 114, toate aceste lucruri le-am eliminat în prima parte, pentru că noi credem că singurul mod prin care poți să reduci deficitul pe termen mediu și lung sustenabil este printr-o creștere economică puternică și venituri la buget și, bineînțeles, o politică fiscală sustenabilă și responsabilă. Și al treilea mod prin care pe termen scurt poți să finanțezi un deficit reprezintă împrumuturile. Și în fiecare lună trebuie să ne împrumutăm pentru că avem de plătit cheltuieli. Multe dintre aceste facturi vin din urmă. Și am să vă spun ce am plătit și apoi am să vă arăt și vreau să la final să vă prezint o informație în premieră. Deci, în primul rând, în luna mai, cheltuielile au fost cu de personal 8,9 miliarde de lei. Acesta este cifra în acest an. Dar 74,2 milioane de lei reprezintă stimulentul de risc. S-a adăugat la această cifră. Dar vreau să faceți o comparație, să vedeți cum au evoluat aceste cifre în ultimii ani. Deci sunt 8, am ajuns să plătim 8,9 miliarde de lei cheltuieli de personal în 2020, în plină criză. În 2017 se plăteau 5,6 miliarde de lei pe cheltuieli de personal. Acestea sunt lucruri care au venit la noi, dar le plătim. În cea mai mare criză economică pe care o avem înregistrată, plătim aceste facturi. Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost de 1 miliard de lei. Alte cheltuieli importante, cheltuielile cu asistență socială. În luna mai, cheltuielile cu pensiile în jur de 6,4 miliarde de lei. Diferența față de 2017, când erau 4,5 miliarde de lei. V-am spus, au crescut pensiile, am plătit pensiile crescute la timp, chiar și mai devreme, chiar dacă suntem în cea mai mare criză economică. În același timp s-au mai plătit pentru COVID, au apărut cheltuieli pentru COVID, 2,3 miliarde de lei indemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a contractului de muncă, deci așa numitul șomaj tehnic, 454 milioane de lei pentru indemnizații acordate pentru alți profesioniști, tot șomaj tehnic, dar pentru alte categorii, 59 milioane de lei pentru decontarea cheltuielor de carantină, 9 milioane de lei pentru indemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ. Acestea au fost doar în luna mai. Tot în luna mai s-au plătit și 637 milioane lei concedii medicale. Deci am reușit să decontăm 637 milioane lei într-o lună și să faceți o comparație. Guvernarea socialistă deconta în jur de 90 de milioane, maxim 100 de milioane lei pe lună. Așa s-au strâns acele stocuri de 3 miliarde de lei. Au ținut banii companiilor, banii oamenilor îi țineau pentru a-și face campanie electorală sau a-și premia propriul electorat. Am ajuns să plătim 637 de milioane de lei, vom continua acest ritm până aducem la zero facturile pentru concedii medicale. Dar premiera este alta. În luna mai 2020 am ajuns cu cheltuielile de investiții în plină criză economică globală. Într-un moment dificil pentru toate economiile din lume, am ajuns cheltuielile de investiții la 13,1 miliarde de lei. De ce este importantă această cifră? Este cea mai mare cifră în ultimii 10 ani de zile. Ca o comparație, în 2017 se cheltuiau 4,3 miliarde de lei și economia duia atunci, nu? Știți foarte bine ce ni se spunea. Deci am reușit în acest moment în care am plătit pensiile mărite, salariile mărite, cheltuielile de COVID, să cheltuim 13,1 miliarde de lei pentru investiții, cea mai mare sumă acordată investițiilor în 10 ani de zile. Și acesta este secretul care a dus la o creștere economică în primul trimestru. Am alocat bani investițiilor, așa cum am spus la începutul anului, și vom aloca bani investițiilor, pentru că doar prin investiții poți să crești
și poți să plătești și celelalte cheltuieli. În plus, cheltuielile cu investițiile au ajuns în aceste 5 luni, în luna mai, la nivelul cheltuielilor lunare cu pensii salarii. Dorim să mergem mai departe, să depășim cheltuielile cu pensii cu salarii prin cheltuieli cu investiții. Repet, doar așa putem să creștem în continuare. Cam acestea au fost informațiile pe care vreau să vi le dau astăzi. Repet, agenția de rating are încredere în acest guvern, în același timp monitorizează situația pentru perioada anului, pentru următoarele luni, pentru că există alegeri în România și, bineînțeles, că este important să monitorizeze, să vadă cum merg lucrurile. Dar aceste cifre mențin, din punctul meu de vedere, în viață scenariul unei reveniri a economiei în V. Și rămân la ceea ce am spus, economia trece printr-o perioadă dificilă în trimestrul 2, veți vedea cifrele în luna mai și luna iunie sunt cifre normale pentru perioada de criză, cea mai mare criză economică, dar așa cum arată și din discuție pe care le avem cu antreprenorii români, așa cum vedem că acest guvern investește, revenirea în trimestrul 3 este aproape o probabilitate foarte mare, aproape certitudine, și revenirea în V este scenariul de bază pentru acest moment. Chiar și agenția de rating Standard & Poor's are un scenariu în V, are o scădere economică anul acesta de aproximativ 5% și o revenire anul viitor de aproximativ 4%. Deci scenariul V este scenariul de bază cu care lucrează toată lumea de revenire a economiei românești. Mulțumesc!